Ministrul Sănătății Sorina Pintea a vizitat spitalul de urgență din Slopozia și s-a declarat mulțumită de îmbunătățirea indicatorilor de performanță comparativ cu anul trecut. Am înțeles că în acest moment au fost scoase la concurs 27 de posturi de medic. Să sperăm că vor veni în Slobozia, având în vedere și investițiile pe care și Consiliul Județean și Ministerul urmează să le facă în acest spital. Investiții, mare parte din ele pe fonduri europene, parte din ele pe PNDL. Conducerea Consiliului Județean Ialomița consideră investițiile în sănătate o prioritate. Dovada o reprezintă proiectele depuse pentru modernizarea infrastructurii de sănătate. Au fost semnate contractele de finanțare pentru construirea unui bloc operator nou și modernizarea incintei Spitalului Județean de Urgență Slobozia, programe finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Lucrăm la proiectul pentru ambulatoriu care probabil vom pune în următoarea perioadă pentru reamenajarea și dotarea ambulatorului. Este un efort care l-am făcut împreună cu doamna manager, cu conducerea spitalului și așa cum a recomandat doamna ministru, noi am făcut aceste consultări cu medicii din spital, cu echipa managerială. Alte două proiecte vor fi finanțate din bani europeni. Sunt deja semnate două contracte pe construirea unui bloc operator nou și modernizarea spitalului. Cea mai mare problemă a Spitalului Județean de Urgență Slobozia este lipsa personalului. Spitalul resimte lipsa medicilor, iar pe secții ca neonatologie, pediatrie, cardiologie își desfășoară activitatea medici pensionari. Situația cea mai critică este la neonato, situația critică este la pediatrie, unde avem medici pensionari, situația critică este pe cardiologie, unde avem doi medici și unul din ei va ieși la pensie în vară. Și sunt aproape toate secțiile deficitare. Spitalul din Slobozia are un deficit de 32 de medici pe toate specializările.